Cristina a trecut printr-un divorț acum 3 ani. Spune că a fost un moment greu și extrem de obositor. Noi, având un copil la mijloc, a fost o situație mult mai dificilă. Consider că un repaus este binevenit. Oricât ai încercat să faci alte lucruri și să te axezi pe muncă, copil, familie, orice altceva, mintea efectiv îți stă tot acolo. Soluția ar putea veni prin lege. Deputatul PSD, Georgian Pop, a înaintat deja o propunere legislativă prin care cei care trec printr-un divorț pot beneficia de 3 zile de concediu plătit. Inițiativa mai prevede și consiliere de specialitate pentru copiii afectați de separarea părinților. Specialiștii spun că persoanele care trec printr-un divorț au nevoie de luni de zile ca să-și revină. Este o perioadă în care ruptura emoțională afectează inclusiv viața profesională. Ar fi bine să apeleze inclusiv la un psiholog, mai ales dacă sunt, repet, și copii la mijloc. Și cu siguranță avem nevoie să ne luăm timp pentru a jeli pierderea. Divorțul este una dintre cele mai traumatice experiențe prin care o ființă umană poate să treacă. După decesul partenerului de viață, există o listă de 100 cele mai traumatice experiențe și, din păcate, divorțul ocupă o poziție fruntașă. Rata divorțului în România a explodat după 1989. Așa am ajuns ca acum una din 4 căsnicii să sfârșească prin divorț. Anual, peste 60.000 de adulți și peste 17.000 de copii sunt afectați în mod direct de divorț.